Primarul comunei Bustuchin, Ion Ciocea, spune că a făcut tot posibilul ca alunecarea să nu mai avanseze spre casele și grădinile oamenilor din satul Poiana Seciuri, dar, din păcate, la fiecare ploaie, aceasta se extinde. În fiecare an, atunci când plouă, când vine sezonul, că ia cât acum vine iarna, vreau să spun că am probleme acolo la Poiana. Unde știți că de când plouă, deja fuge drumul pe vale în jos, am încercat în variante. Varianta o știu care este, am proiectul, l-am însertat. Dar îmi trebuie 40 de miliarde ca să foforăm acei stâlpi care nu e puțin cu 70 de metri lățime și trebuie să faci stâlp lângă stâlp la o jumătate de metru și a spus că costă 40 de miliarde. Am încercat la nivel local, n-am stat. Mai am o încercare, acum mai vreau să fac, am mai adus un expert după la Vâlcea, unul la Craiova, i-am dus, au sorat să vadă unde este alunecarea, la cea adâncime și vreau să mai încerc cu să forez cu, eu știu, mai rudimental, cu un utilaj de ăsta de fântâni, să mai bag niște țevi la 15 metri, una lângă alta, să văd dacă reușesc să consolidez cât de cât. Ultima speranță a primarului este din partea guvernului. Ciocea crede că toată consolidarea zonei ar costa foarte mult. O altă soluție care ar salva oamenii din casele afectate ar fi un bloc de locuințe sociale. Am scris de m-am săturat și am atâtea memorii făcute, documentații prin care am solicitat să... Am depus un proiect cu un bloc pe care vreau să-l fac aici, pentru că singura mea neliniște și bineînțeles să ieșea dumnealor, Doamne ferește, într-o noapte să nu se ducă acele case pe coastă jos, pe râpe, că după aceea avem oamenii pe conștiință și numai că avem pe conștiință vom suporta rigorile legii. Să mă ajute, să mă sprijine, să dau drumul să construiesc un bloc prin ANR. Este un bloc care nu știu cât ar costa că să fac în țara asta atâta, numai e vorba de voință și nu ar fi vorba de bani, că la cât se fac și... Când e vorba de un loc cu 25 de apartamente și parcă 4 garsoniere, așa este el proiectat, aș rezolva oamenii să le dau, le pun la dispoziție, acești oameni ar dormi aici și s-ar duce și și-ar face treaba în gospodărie, la animale, la...